Joi, valorile termice vor fi în creștere ușoară față de ziua anterioară, iar în regiunile extracarpatice, acestea se vor menține mai coborâte decât mediile multianuale specifice acestei perioade, în timp ce în restul teritoriului vor caracteriza în general o vreme caldă. La Giurgiu, vremea se îndreaptă ușor, chiar dacă în dimineața zilei cerul este înnorat. După orele prânzului, soarele preia controlul asupra cerului, iar în aceste condiții se mai încălzește puțin față de ziua anterioară, mai ales că și vântul își mai reduce din intensitate. Meteorologii anunță că în Giurgiu termometrele vor indica 18 grade după amiază, iar minima zilei va fi de 6 grade Celsius. Astfel, joi termometrele vor indica Bolintin, Hotarele, Comana, Mihăilești, 17 grade. Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu, 18 grade. Vântul va sufla cu 10 km pe oră din direcția est, presiunea atmosferică va fi de 755 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului va fi de 53%. Dunărea este în creștere cu 2-8 cm, iar cota probabilă este de 188 cm.